Salutare, dragi pescari! Sunt cu Ionuț, bineînțeles, contabilul zi și Uncle John. Ce faci, domnul John? La pescuit. La pescuit. La pescuit, pe New Lake, Lazuri 5. Este prima noastră partidă pe această baltă, această frumoasă baltă. Trebuie să vă spunem încă de la început că este o baltă minunată care, din punct de vedere al aspectului și al condițiilor, este mult peste așteptările noastre. E un lac, cum îi spune Bogdan. Lacul Lazuri 5. Lacul Lazuri 5, da. Toarce am aruncat și noi lanțetele în apă, pescuim cu trei bețe, toate sunt pe bile, toate elicopter. Deocamdată așteptăm. Am aruncat, cred că și 200 de grame de bile am nădit cu cobra. Vreau să întreb Ionuț, dragul meu Ionuț, care sunt așteptările de la partida asta? Crezi că vom reuși să prindem ceva mai notabil? Am văzut că s-a scos și de 23,3 săptămâna asta. Da, și de 21. Să vedem. Acum suntem, noi am încercat un stand care nu este favorit, gen. Nu este un stand... Da, ca să înțeleagă toată lumea, suntem pe standul A1. A1. L-am luat ca o provocare, da? Nu am luat un stand super bun, cum zic ei, sau care ține foarte mult pește, am stat un stand mediu și să experimentăm. Să trăiți? Da. Administrația ne-a întrebat dacă dăm cu trei bețe. Da, dăm cu trei bețe. Da, nu uitați, pe lacul Lazuri 5 doar trei lansete se pot folosi. Mai de fapt, despre ce vorbeam? Zic, care sunt așteptările tale? Adică... Standul A1, da, e o provocare pentru noi. Vrem să vedem ce putem scoate și de aici, dacă să experimentăm mai mult, să nu fie gen un loc unde este pește foarte mult sau ține foarte mult pește, să-l căutăm. În mod normal, bine. Noi am cam identificat câteva zone care ar trebui să dea randament. Da. Conform spuselor și lui Bogdan care e administratorul și cel care se ocupă de această baltă, acum vom vedea, bineînțeles că folosim niște bile tari, niște bile scufundătoare de 20 de mm, cu astea am și medic, pe astea le folosim și la cârlig. Sunt niște bile Monster Crab curat, vedem acum dacă selecția noastră ne va aduce și rezultate notabile sau dacă ne va aduce rezultate. Până la urmă, ideea e să avem ceva activitate. Încercăm. Deci ca și condiții avem foișor, foarte cochet. Vă prezentăm chiar în acest moment și imaginile, veți vedea imediat despre cu ce. Cu verandă, cu măsuță, cu scăunele, cu prize. În cazul în care nu aveți posibilitatea și nu... pur și simplu nu aveți în echipamentul de pescuit miciog și cradle, adică saltea de recepție, administrația bălții vă pune la dispoziție aceste lucruri, aveți inclusiv o măsuță cu două scaune, un grătar, tomberon, adică condiții excelente de pescuit. În mare parte e făcută pentru doi pescari această baltă, fiecare stand undeva la doi pescari ar trebui să pescuiască. Condițiile, să le spunem, nu ai voie să pescuiești cu înaintași. Da, nu ai voie să pescuiești cu înaintași. Cum spuneam mai devreme, ai voie să pescuiești doar cu trei lansete. Deocamdată este permis ledcore-ul, dar vom vedea pentru Am cât înțeles timp. Că la anul... Da, la anul s-ar putea să-l interzică. Deci foișorul... Este încăpător cam pentru două paturi. Pentru două paturi este mai mult decât suficient, chiar n-ai nevoie de mai mult spațiu. Standul ăsta A1 are foarte multă umbră. Adică, la momentul la care noi acum vorbim este undeva la ora probabil cât e, 7, 8, 19, nu știu exact. Da. Da, e 19 fără un sfert. Avem umbră, încă nu știm mâine cum va fi, dar oricum la cum am văzut noi că vine soarele, cred că va fi excelent din punctul ăsta de vedere, adică mai ales eu cu tenul ăsta al meu de nu mai zic cum. Da. Nu se pescuiește plantat, rețineți, nu se pescuiește plantat. Se pescuiește, din câte știm, doar la boilies și pop-up.
Da. Din câte știu, fără porumb. Cred că cel mai bine, înainte de a, de a vă adopta o tactică de pescuit pe această baltă, mai bine vorbiți cu Bogdan înainte ca să nu vă pregătiți exact. Da. Regulament. Ca o mică paranteză, dacă prindeți pește peste 15 kg, trebuie să-l sunați pe Bogdan pentru a veni să mai facă câteva poze. Anunțați administrația. Da, exact. Anunțați administrația. Peștele sare în spatele nostru. Știi că e nevin de cuiva mai ești, nu? Știi că e nevin de cuiva mai ești, nu? Sare pe noi. Hira. Folosim 3 monturi la cele 3 lansete elicopter. La fiecare călig avem câte o bilă de 20 de milimetri de la SZ Baits. Mersi, Sorine. Iar ca plumbi folosim niște plumbi de la Mădălin Chirilă, special niște plumbi pentru distanță, dacă vreți să vedeți exact modelele pe care le face Mădălin, intrați la el pe pagină sau luați legătura direct cu el pe Facebook, sunt convins că nu veți avea de pierdut. Da, cam astea sunt ideile de început. Ideile de început, așteptăm să vedem exact cum va reacționa peștele și să vedem exact dacă... Noi doar le-am plantat, acum să vedem, le-am plantat, le-am aruncat. Le suntem obișnuiți să plantăm de obicei, dar acum le aruncăm din mână. Pentru că, așa cum vă spuneam mai devreme, nu ai voie să plantezi aici, iar azi... Grosimea firului parcă era 0,35, da, e recomandat 0,4, da. Maxim 0,35. Cam astea sunt detaliile de început, așteptăm să vină seara și să vedem dacă vom avea ceva activitate. Până atunci, nu uitați de giveaway și bineînțeles ne vom revedea pe parcursul acestei partide. V-am pupat, fir întins. Ceau! Primul pește, e un ciortănel din păcate, chiar la o bilă de 20, dar măcar avem primul pește, pe lazuri. Mult mai mic decât mă așteptam, la o bilă de 20. E un mini ciortan. E cel mai mic pește pe care l-au un balt aici. Gata, mă. Am făcut buzele.
un cumun superb de laser 5. Bine, o lasă de Master Crab, funcționează. Dacă mai devreme am avut un ciortănel, deja peștii încep să fie mai mari. Și sperăm să fie și mai mari de atât. Acum o să liberăm frumosul peștișor. Dar înainte de a libera, haideți totuși să dăm un pic unul la mareța, ca așa este normal. Nu e el foarte rănit, dar are totuși aici pe aripioară o chestie. Ia să vedem dacă mai are și altceva. Să-i dăm un pic și la guriță. Da, nebunul. Da, nebun frumos. Mai dăm un pic aici, pe aripioară. Și încă o dată la guriță. Dar băgăm la loc aici. Așa, și acum să le liberăm și să ne rugăm că frățiorii și părinții, bunicii și drăbunicii lui ne vor vizita în această partidă. Du-te, Dică, vorba aceea, Johnny, la mai mari, la papa. Ciortănel, Johnny, ciortănel? Posibil, dar foarte probabil. Ne. Johnny? Lasă-l mai jos dacă poți. Du-te mai în dreapta, ca să ai mai mult spațiu în stânga. Trăsătură violentă care ne deranja de la masă, după cum puteți vedea. Sau de ce o foitul meu pe fundal. Îmi cer scuze pentru ce o foit.
Cum se simte Johnny?